Bună seara, doamnelor, domnișoarelor și domnilor. Bine, veniți, bine ați venit la o nouă emisiune, Ora de Veche. Sunt Adrian Sturza și împreună cu Nicoleta Savin vom încerca, e o năvală de știri, unele mai proaste decât altele, vom încerca să facem ceva, să vorbim ceva, da. Să fim și relevanți, că multe dintre ele sunt importante, dar nu atât de importante ca celelalte. Cred că cea mai importantă, de fapt, ar fi cea legată de Aurora Boreală, care s-a văzut la Oradea și nu numai. Nu doar la Oradea. În Toronto și prin toată Europa. Dar la Oradea am văzut poze din ea și la fel de reușite ca cele din Oradea. La paralele de 46-45, pe acolo, ceea ce e extraordinar de ciudat. Evident că au fost niște furtuni solare 4 la număr, cu 3 zile înainte sau 4 zile înainte. Eu am aflat de ele cu 3 zile înainte, erau 4 mari, după care am mai urmat una mai mare, dar nu știu ce s-a întâmplat cu ea, că n-am mai avut stare să citesc și asta e pentru prima dată când NASA dă comunicat oficial și vorbește despre asta, pentru că s-au mai întâmplat furtuni solare și cine vorbea era conspiraționist. Acum ia cătă că ies și furtune solare pe piață, în mainstream, ca să zic așa. Păi da, pentru că de fapt nu era. E o poveste întreagă cu asta. Și povestea asta, după cum o știe oricine care se adresează spațiului public și trebuie să comunice cu lumea, problema fundamentală e ce faci, le spui sau nu. Le spui despre ce vine sau nu le spui. Eu am citit o postare și o cred pe doamna aia. Eu nu am avut șansa să văd. Recunosc că nici nu m-am uitat să stau să casc ochii la cer și poate că am greșit, dar au postare pe Facebook a unei doamne care zicea wow, să te duci în spatele grădinii și să vezi Aurora Boreală, e prima dată și poate ultima din viața mea. E un șoc pentru omul de rând care nu crede că în viața asta decât dacă se duce undeva în preajma Polului Nord. Problema e ce înseamnă asta. Există o poveste scrisă, e o carte scrisă de un tip care acum e controversat. Poate că peste 25 de ani nu o să mai fie controversat. Știi că, de la tine din grădină. Și Einstein era controversat și acum nu mai e controversat. La un moment dat n-a mai fost controversat. Știi? Da. Și au pus o șungă în păr până când i-au luat-o. Da, ăștia suntem noi oamenii. Pentru că lumea asta e condusă de mediocrități. Asta e adevărul. De mediocrități nesimțite care ajung la butoane, care dau din coate, tot felul de narcisiști, tot felul de psihopați. Ăștia suntem. Mai ales în anii din urmă. Nu toți. Ăștia suntem noi aici. Asta e planeta. Cum zicea domnul Romilă. Iertate fie păcatele, că a zis-o bine. Despre România, nu? Că e o țară de frustrați condusă de o clică de psihopați. Ce nu spunea el, că era un tip care nu vrea să jignească, era, mă rog, de meserie, nu te-a pus să jignești lumea care clienții sau pacienții lui nu erau jignibili. E că în momentul în care te conduc psihopații, la un moment dat ajungi și tu. Dar n-ai cum. Să știi că toți medicii de la spitalele de psihiatrie recunosc asta. Nu vorbim de medici, vorbim de conducerea României. Nu, dar eu vorbesc și de medici care se mișcă printre psihopați mulți și sfârșesc că prin a se îmbolnăvi. Nu ai cum să evoluezi în mediu contaminat și tu să te prezervi. E un mediu contaminat cu haos. Nu e posibil, da, cu haos. Ăla e un mediu contaminat cu haos. Dar nu se poate. Spiritul uman care începe să slăbească și ajunge la o cotă oarecare, asta nu e mainstream, deocamdată, iarăși nu e... Corpurile umane sunt ca niște mașini. Și există cineva la volan. Da, eu, tu... Ăștia care suntem și așa, se putem din bucăți, suntem făcuți din multe bucăți. Dar cumva suntem acolo, mai cu bucăți, mai fără bucăți, ok. La un moment dat, oamenii ăștia obosesc, spiritele astea obosesc și devin atât de slăbite încât mai pleacă de la volan așa din când în când. Și există această competiție pentru corpurile umane. Normal. Întrebați-l pe Hitchcock, The Body Snatchers. Da. Din 50 și ceva. Nu că lucrurile sunt întâmplătoare. Adică nu mai bine nu întrebați pe nimeni. Beți vodka și vă culcați, vă uitați la foc. E, dar Hitchcock merită revăzut. În momentul în care spiritul ăla pleacă de acolo, da, la volan vine altcineva. Niciodată nu e egal. Natura are oroare de vid. Și problema cu nebunii este că cine vine de obicei la volan sunt destul de înspăimântători. Nu în toate cazurile, dar de multe ori.
spirite joase, toate gheboșenile, toate scârboșenile pământului aciuite pe aici pentru noi. Și atunci, tu, de fapt, ca medic, psihiatru sau psiholog, chiar și psiholog, ai de-a face cu o grămadă de haos. Mm. Ai de-a face cu o grămadă de entități discreditate. Să le numim așa. Ăsta este ceva care... lumea nu înțelege, știi? De exemplu, dai de narcisist. E un subiect foarte la modă. Probabil că e unul dintre cele mai căutate subiecte. E masiv ce se întâmplă cu... Da, da. Podcasturi despre narcisism. Sunt statistici care spun că o treime din populația globului este atinsă de o formă de narcisism. Nu. Da, nu vorbim de aia, cu tulburări. Da, de deci o formă vorbim de narcisism. De cazuri dure. Așa se spune, că o treime. Și lumea se întreabă de vreo 20 ceva de ani, 30 de ani, de ce oamenii care suferă de tulburări narcisiste de personalitate, își obsedează victimele în așa hal. Și nu pot explica asta. Și nu o să pot să o explici niciodată cu ajutorul teoriei traumelor și codependenței și tralălălălălă. Fapt e că dacă oamenii aia sunt ai întuneric, întunericul ăla acționează prin ei. Sunt niște forțe mai mari decât ce vezi în față. Vechea poveste că dacă te uiți în prăpastie și prăpastia se uită la tine. Yes. E o formă de a zice acest lucru. Cred că Platon o zicea. Obligat, da, Platon. Da, cine mai e și Platon ăsta până la urmă? Ce e ăsta? Manelist? Cine e ăsta? Manelist? Universul a făcut ordine. Platon a deschis atât de multe posibilități încât cineva, niște Lors Galactici, vorba ta, l-au inventat pe Aristotel, care a zis, a pus și în celălalt alger și a început bătălia între Platon și Aristotel și durează până astăzi. Și probabil că o să mai fie și după ce nu mai suntem noi pe aici. Că, în esență, acolo sunt lucrurile. Da, revenind la domestice... Există o carte care se cheamă The True Story of Adam and Eve. Așa. Scrisă de un Chuck Thomas sau așa ceva îl chema pe el. Acum e controversat. Da. Chuck Thomas ăsta spune că, la un moment dat, activitatea soarelui se corelează cu schimbările polilor, care nu sunt la 180 de grade, cum te-au învățat pe tine la școală, niște femei și niște bărbați care pe care fusele și învățați de alt... O programă școlară, te rog frumos, femeile și bărbații aia respectau programele școlare sunt făcute de niște ministere. Ministerele sunt compuse de niște oameni politici, oamenii politici au niște agende. Funcționărime. Așa... Da. Funcționărime. Ăștia o mare planetă. Lanțul trofic. Yes. Funcționărime, înțelegi? Deci, ca și cum mai spune, bacteriile din burtă. Nu, dar nu lași omul să gândească și pui repede etichetă, în loc să-l lași pe copil să se mire, să-și pună întrebări, să ia act de versiunile existente și să gândească cu mintea lui. Știi, am vorbit într-o emisiune cu tine despre în anii 60 că au făcut sondajul. Și de la 90 ceva la 100 din primii ani de școală ajungeau la 2%. Mm. Uite, stau să vadă dacă sunt genii. Da. Și practic până la 15 ani erau varză, gata. Societatele... școala care tâmpește. Bine, acum, societatea face un lucru îngrozitor, pentru că și determină să se auto... să-și... mortifice. Da, exact. Știi, când vrei să fii cu norma, cu turma, ca să fii acceptat, și ți-o mor de bunăvoie tot ce înseamnă creativitate și originalitate. Despre asta vorbea Gabor Mate. Exact. Ajungi să... Vrei să fii și tu pe acolo în turmă. Da. De ce? Acolo e mai safe. Pentru că dacă nu ești ca ei, nu te primesc. Una la mână că se spălă pe tine, că tu nu ești ca ei și există acest procus care acționează prin toată suflarea omenească. Nu. Mai mare sau mai mică. De ce? Din cauza validării. Nevoia noastră. Eu spăl rufele așa și de când mama face sarmalele, nu știu, așa de 20 de ani. Ok. Și tu de ce vrei să te faci altfel? Dar îți dai seama că asta omoară progresul din fașă. Ăștia suntem noi. Validarea. Yes. Circ. Da. Validare și ea izvorăște și ea la rândul ei din fricuță. Pentru că tuturor celor care ajungem mai jos, ba că venim, ba că suntem trimiși, ba că alunecăm. Deci tuturor, când ajungem aici, ne e groază. Ne este. Avem și de ce. Pentru că aici, în general, se moare. Frica e greu de învins. Da.
să recunoaște. Nu, frica nu e greu de învins. Ce... E normal să-ți fie frică, dar ce faci în fața ei? E normal să-ți fie frică. N-ai să poți să plutești fără să... Nu. Frica e o pedeapsă. Știi? Frica e o pedeapsă pentru necredință. E pădos. Păi, tuturor ne-a fost mai mult sau mai puțin frică, pentru că dacă nu era așa, nu eram aici. Frica, eram prin alte părți. Frica e pedeapsa pentru necredință. Și dacă nu ești atent, uite-te bine în jur, uite-te bine în jur. E o discuție foarte interesantă pe care cred că aș vrea să o fac, apropo de asta. Există din vechea Grecie, dar cred că mult mai mult în spate. Există un știu că vreți să discutăm tot felul de știri, dar... Le citește lumea, asta vrei să spui. Și cred că problema e că dacă nu înțelegi lucruri, dar oricum te uiți ca măța în lemne. Știi? Că zici, da, uite ăla a zis și ăla a făcut și ăla... Și pe tine cu ce te încălzesc toate astea? Ce înțelegi? Dacă nu înțelegi ce se întâmplă, ce înțelegi? Epicul? Nu, în genere... Ai cu atât mai mare dreptate cu cât suntem în campanie electorală și în orice campanie electorală, da. De când lumea și pământul, lucrurile capătă frunze, frunzulițe, flori, floricele, de toate cele. Trunchiul ăla se umple cu diverse chestiuni care servesc unor cauze. Și eu cred că ne batem gura degeaba, pentru că n-ai cum să stai să vânezi fiecare porcărie vorbim pusă, de știri. Da, porcărie pusă pe piață. Și dacă observi, nimeni nu discută serios. Nu se vorbește. Chiar azi vorbeam cu doamna Elena Panete, mă suna și spunea că doamne, nu există discuții în campanie. Nu există nici pe teme europene. Nu se discută pe teme de programe pentru România. Nu se discută. Vrei să esențialul nu e ce crezi tu că e esențialul. Regia, dați-mi și mie filmul cu... Ești cu vaca, nu? Dați-mi cu nunta, dacă vă rog, nunta. Dacă puteți filmul ăla esențialul. Ce vorbește aici? Da, deci tu tot omori cu platonul ăsta, dragă, odată. Aia e important, ok? Aia te duce departe. Aia ține stomacul gol, da? Credeți? Știi cum zicea un băiat de la Harvard, poate? Știi cum zicea că... Nu știu la ce te referi, poate că băi, știu. Băi, duceți-vă la școală ca să învățați și voi care... Și ăștia ziceau, dom'le, dar costă. Normal. Educația costă. Și el le spunea să vedeți cât costă ignoranța. Problema e că noi aici în România avem un sistem. E organizat un sistem. Un întreg sistem. E o bulă. E o bulă rămasă ca aia după vremea comunismului. I-au mai dat ceva coș din ea, dar a rămas. Și în bula asta e total împotriva naturii. Știi? În bula asta cresc numai ligioanele. Numai hoții, numai nenorocirile, numai porcării. Numai, știi, crimă organizată, ta. Deci e o bulă. Ea, în principiu, dacă ai lăsa pe Dumnezeu să facă, ar face lucrurile după regulă. Dar e așa o chestie făcută. Adrian, acea coloană... Organizată de oameni, de... Nu-i filmul de la house. Început. Acea coloană are în față polițist. Da, normal. Care n-avea ce căuta. Normal. Polițistul trebuia să se așeze... Da. Doamne, iartă-mă. Da, nu, păi el trebuie să trească cu toți. Aia. El trebuie să trească cu aia. Deci polițistul trebuia să-i oprească, să nu să dea amenzi după ce a dat televiziunea sau Facebook-ul filme. În orice caz, nu mă mai înălcă, plat.
Inclusiv în crimă organizată. În mijlocul străzii. Așa de... tradiții, să cari manechinul cu rochia de mireasă, nu, trusa de machiaj a miresei. Dar ce nu? Adrian Sârbu, nu e omul, el omul care a pus nunțile astea la televizor? N-am avut bucata aia cu porcii atârnând în... Da, că s-a plictisit regia de aia. Că... Dar și toți ne-am plictisit. Că vorba aia de la Platon până la porci, mă ierți, cale este lungă să mi-ajungă. Da. Deci umblă unii cu un par pe care sunt pe umeri, pe care sunt înșirați trei porci. În dopăciune. Care vor fi... Știi ce? Uite acolo, uite. Uite. Așa. Uite așa, ca să știm despre ce vorbim. Nu că am fi noi asceți acum, dar treaba e că... Am lăsat. E bună și un fel de cumpătare. Nu, eu am înțeles că porcea sau trei colo, doi din colo, 7, 8, 10, că mai sunt și pe jos, nu știu câți, sunt meseni mulți, dar de ce trebuie să-i vedem? Ce-i povestea asta cu ieșim pe stradă și blocăm totul? Nu, trebuie să vedem, pentru că în România bubele sunt pe față, întotdeauna. Toate bubele sunt pe față. Tot sifilisul e la iveală. Uh-huh. Da? 1, 2. Asta, știi cum se cheamă chestia asta? Desfrâu. Se cheamă. E puțin zis, dar bine, ești un gentil om. Lăcomie dusă, trecută de toate chingile, toate... Să nu mă pot să caracterizez, pentru că nu-mi place să vorbesc... Desfrâu, tătuță. Da? Urât. Și știi ce fac ăștia? Imită ce văd la putere. Na. Da? Toată societatea e așa. Te urci acolo... Ăla e Asin acolo? Nu știu, n-are importanță. Sau Căluț. N-are nicio importanță. Ok? Deci ăla, tătuță, e un desfrâu. Da. Întins, lățit. Da? Ziua în amiază mare. Du-te și întreabă ei pe unde au lucrat, ce au făcut, să vezi, au ștate de plată, au de-astea. Știi ce zic? Da, o să zic că da, mă, da, toată lumea, știi? Adică Iohannis tocmai a promulgat legea aia cu milionul de euro pe care, dacă te-au prins, îl furi, că îl dai înapoi, dă și tu, nu știu, te împrumuți, repede îl dai. Se rezolvă, nici nu trebuie să-l dai pe tot. Codicil, dacă te prind, că s-ar putea să nu te prind. Uite, pe ăla l-au prins cu 60 de milioane pe Felix și toată lumea să face că nu ia. Să facem. I-au luat 8 sau cât i-au luat, ceva de genul ăsta. I-au luat foarte puțin. Whatever, 6, nu? Cu câte mâini au... Dă-și tu un rate, da, până câte... și pune mori până la urmă. Stai, mă, că i-au luat cu o mână câțiva firfirici. Dar da. Câți bani au luat pe publicitate trustul intact în perioada... Nu vorbim despre asta. În perioada asta bine de... Bineînțeles că nu vorbim despre asta. A, nu vorbim. Nu, ca, nu ca încasat de 10 ori 60 de milioane. Nu putem să vorbim de treaba asta. Nu, că nu e voie. Și atunci lăcomia asta voie. Și vine desfrâul ăsta. Vine ce? Dai gâdea firul sau ce? Desfrâul ăsta e pe față, da? Cine vorbea? Libertatea? Nu știu, Tolontan? Habar n-am. Vor să facă vile pe platou Bucegi. Păi, dar nu mai e. Yes, Tolontan era Hot News. Hot News. Da. Yes, baby. Da. Acolo mai lipseau niște vile, dar era normal. Pe platou Bucegi. Ce are protejată? Lângă piatra asta acolo. Să protejezi ceva de noi? Nu, păi nu avem bani, facem ce vrem în România. Exact. Da? Băi, țara lor. Ne urcăm și pe vârf omul, deasupra cabanei. Da. Și zici, mă, dar de ce? Că tu... Da. Bă, că pentru că pot, basically. Basically se întâmplă orice pentru că pot. Da, dar se întâmplă numai în partea aia, nu și în partea elaltă, știi? E o lipsă de echilibru uluitoare între Adrian, bine și în rău. Continuare, dacă ai furat o navetă de apă minerală, ai șanse să fii închis. Foarte greu e cu suspendare. Pentru milion, nu. Pentru milion, nu. Da. Da? Deci despre asta vorbim. Yes. Și au ieșit în stradă oamenii, n-au ieșit. La așa lege, trebuia să fie străzile României pline. Bun, de atunci. Bun. E perfect. Și atunci fii atent cu mine pedeapsa. Adică v-ați legalizarea furăciunii. V-ați făcut voi așa o structură? Da, structura asta o să devină un cancer. Cum? Mm-hmm. Păi, în felul următor. Copiii voștri pleacă. Pleacă. Firmele vin și n-au ce să facă. Firmele vin și vorbesc. Nu pleacă. Că ele sunt ca... Nu pleacă porcul de la troacă niciodată. Ce fac? Dau telefon la băieți. Și băieții ce fac? Fac o lege prin care statul se obligă să ia bani de la oameni pe care oamenii cărora le-a gonit fiii în afară, pe ăia, să-i taxeze de bani. Și cu banii din taxați, o parte din banii ăia, să-i folosească pentru a aduce nepalezi, șrilanchezi și în țară. Da. În locul copiilor pe care i-au izgonit ei. Da, da? Corect. De ce? De dragul firmelor. Da, dar să știi un singur lucru. Știi cum o să arate România în 50 de ani? Vrei să spui? Te gândești la asta?
Ce vorbim pe aici? Nu mai vreau vorbim să română? Mă gândesc, dar vreau să mă gândesc la un lucru, că nu toate firmele fac chestia asta. Nu unii toate firmele. Sunt atât de scârbiți, vorbesc de cei de afară, da, și pleacă, de ce da, se da, întâmplă, că au vândut da, business-urile da, și au plecat. Și unii au vândut și în pierdere și au plecat să scape. Da, nu, vin ruși. Da. Vin ruși, vin greci care nu sunt greci, vin da, cehi care nu sunt cehi și așa mai departe. Da. Și, da? Și efectul e că uitați România. Și o să, România nu o să mai existe în 50 de ani în felul ăsta. De ce? Pentru că merită. Pentru că merităm. Pentru că, nu, și zici, mă, dar eu nu merit. Eu, dar ce, tu, Adrian, meriți? Da, merit. Pentru că n-a reușit să trimit suficientă, să motivez oamenii să apere valorile suficient de bine și suficient de mult și suficient de mulți. Ce tribună ai, Adrian? Încât, indiferent de tribună, poate că dacă mă priceva mai bine, era mai bine. I don't know. Da. În orice caz, e ca marea cultură rusă. Bă, a scris la 5 cărți, da, și cine l-a citit? Că ăștia-s varză acum. Le-a scris degeaba. Poate trebuia să le scrie mai bine. Cineva a greșit undeva. Mm-hmm. Poate că a greșit și el, poate că a greșit mai mult, dar are importanță. Când tragi bara, zici, da mă, tu ai înțeles, dar ești irelevant. Îmi spui niște lucruri foarte... Nu îmi spui lucruri triste, că le știu, dar îmi confirm niște lucruri foarte triste. Dar nu sunt triste. Păi nu, îmi confirm că mi-am dedicat viața unei chestii ca, din nu, care n-a rezultat nu, nimic. Nu. Astea sunt defetisme. Ce puteai să faci? Că te definește pe tine. Ce fac eu mă definește pe mine. Da, că... eu mi-am făcut treaba și dacă s-a întâmplat țipi... ceva... Dacă țipi ca nu știu cine în deșert, da, da? Ca Ioan Dier în deșert, da, it's ok. Aia definea pe el. Ăla era el. Aia ești tu. Aia o să fie și în viața următoare dacă te mută de aici. Da. Te duci în altă parte și faci același lucru. De ce? Pentru că ăla ești. Nu te poți opri. Așa cum ăștia nu se opresc din furat, tu nu te poți opri din vorbit și din arătat oamenilor ce crezi tu că e bine. It's ok. Fiecare dintre noi murim pe limba noastră. Da. Și nu poți să zici să te rogi decât să ajungi să fii ceea ce ești de fapt. Cu alte cuvinte, să ți se vadă de desubtul, să, știi, să devii unul. În orice caz, nu o să poți să devii unul și nici dumneavoastră, nici eu, dacă ne e frică. Cel mai bun exemplu e crimă organizată. La aia, dacă te prind că ți-e frică, e prost. Te-au ras. Pentru că dacă ți-e frică, o să-i trădezi. Da. Dacă ți-e frică, o să-i trădezi, dacă iei droguri, prea mult te trădezi, că spiritul ia razna, vine aia la tine și îți pun pistolul la genunchi și tu zici, bine, hai că vorbim. Și trădezi. Știi? Și de la greci încoace mai o chestie, că îl tot aud pe ăsta și are foarte mare influență în America, Jordan Peterson. Foarte mare influență și nu toate lucrurile pe care le spune sunt clare. Sunt până la un punct sunt adevărate, după un punct nu mai sunt adevărate. Unul dintre lucrurile pe care le susține este că pentru a fi... Pentru a nu fi malefic, trebuie să fii puternic. Este o idee din vechea Grecie. Da. De asta s-au inventat, dacă mă întrebați pe mine, olimpiadele. Okay? Da. Zeii au zis, băi, ăștia dacă sunt slabi, încep să devină manipulativi și maleficul pe lumea asta acționează prin cei slabi. Da. Cei slabi, cei care doaie... Și hai să le ridic și atunci au zis, standarde... băi, atunci știi ce facem? Da. Le creăm mitul ăsta al eroului care e puternic și e de neînvins sau moare în orice caz, ca brazii se rup, tra-la-la. Bun. Și au creat acest... E un întreg curent cultural pe tema asta, în Grecia. De aia se luptau. Da. Dacă erai puternic, erai adevărat. Acum Rusia a preluat chestia asta, fii tu atent. Cine are puterea ăla are adevărul. Asta zice Kremlinul, de sus până jos. Îi calcă în picioare. De ce? Pentru că iau putere. Karamurza, tocmai cu ce au respins, cuvinte, i-au respins recursul, va face 25 de ani de pușcă. 25 de ani și omul e bolnav pentru deja. Trădare. Așa. Și uite că ideea asta cu cel mai puternic este cel adevărat, e un bullshit. De ce? Pentru că nu este vorba de putere. Este vorba de adevăr. Ceea ce altceva. Poate să fie și al unei piticanii. Știi? Că nu e vorba de puterea fizică, e vorba de caracter. Uh-huh. Și caracterul e cu totul altceva, că poți să fii adevărat și fără să fii dita mai zdrahornă, știi? E mai complicat de atât. Problema e că Jordan Peterson cu ideea asta a influențat o tonă de oameni din America. Și oamenii cu putere și cu bani, care vin și spun...
Putin e puternic și e așa, e dintr-o bucată. E dintr-o bucată, dar din, nu din bucata aia care vreți voi să fie sau care e bună, că sunt mai multe bucăți. E din bucata care se urcă pe oameni. Tu cum traduci ce se întâmplă în momentul ăsta la Moscova? Faptul că pe Șoigu l-au schimbat, i-au, pe l-au pus Șoigu... la Patrușev, pe Patrușev l-au suspendat. Nu, l-au suspendat și azi s-a făcut numirea. Va fi consilierul Putin. Exact. Deci e un fel de rotație a cadrelor. Dar eu zic așa, l-au pus pe un economist la armată. Da. Bine. Acum, ce poate să vină Putin să spună, mă, de pe vremea lui Brejnev, Rusia e condusă ca și America de complexul militar-industrial. Dar să nu spune nimeni că nu e numai SUA. Da. Toată lumea. Și Europa e la fel. Da? Toată lumea așa. De ce? Păi nimeni nu recunoaște că economicul de fapt determină și ghidează politicul. E puterea din umbră. Da? Bun. Și atunci și Brejnev se înțelegea cu ei. Că n-avea ce să faci. Da, dar mie băiatul ăsta nou numit mi se pare... El e economist. Un civil umil. Ce economist? A fost consilier. Economist. El e pus acolo ca să facă ceva cu economia aia, că se duce de rău. Păi nu, trebuie să funcționeze în regim de război, nu? Păi așa, funcționează adică... oricum deja în regim de război. Păi trebuie să funcționeze în regim de mai mult război. Dacă poate. Du-te, dacă mă, poate. Fă tu ceva, că Șoigu oricum e militar și e și cam bătrân și nici nu știu câtă minte în cam are. Șoigu, deci s-a dus să... acum hai să luăm pe aia dreaptă. Cât era la Consiliul de Securitate Patrușev, s-a spus că Patrușev a fost trecut pe linie moartă, că ăla e un loc din care mare lucru nu are cum să facă. Da. Acum l-a spus pe Șoigu acolo. Și este o chestie decât să-l degradezi, știi? Să-l duci. Totuși l-ai dus undeva. Iar pe Patrușev l-a dus consilier și băiatul Patrușev e ministru. E ministru în actualul cabinet. Nu știu ce soartă va avea Narâșchin, mor de curiozitate. Pe Narâșchin nu-l plac. Știu că nu-l plac. Narâșchin e nobil, se vede că nu e fibră roșie de... De asta și spun. Narâșchin e singurul care îi pare altceva de acolo. Da, de-aia l-au și călcat în picioare, dacă mai ții minte, în ședința... Înainte de războiului. Da, l-au pus să zică, hai, fă ca noi, spune, și râdeau de el. Asta e, mă, de nene, dacă te bagi în cocină, te mănâncă purceaua. Ce să faci? N-ai ce să cauți. Pe front în Ucraina e prăpăd, Adrian. Pe front în Ucraina e prăpăd din cauza prietenilor noștri americani. Da, trebuie să o spunem. Păi, dar ce să... Asta e. Știi cum e că zici, mă? Nu vorbești de relele Americii, pentru că de-aia pe la moară prietenilor și, de relele Americii. Prietenilor și ăstora trolilor rusești. Da. Cele 6 luni de bâlbâială pentru armament și împrumut au dus la moartea nu știu a câtor. Cum e să facă politicienii războaiele? Pe vremea respectivă, care erau regi, se mai duceau și ei pe acolo, mai mureau, mai dădeau cu sabia, mai luau bucăți. Avea o perspectivă. Ăștia ce fac? Stau în birouri și ce fac? Mănâncă. Și vorbesc la telefon. Stau în birouri, dar stau în buncăre. Stau bine, mersi. În orice caz, războaiele astea ating să fie din ce în ce mai perverse, pentru că sunt duse de oameni care stau în pijamale până Idaho, până cine știe unde, pe drone, da? Încolo merge. Și lumea de pe front, dragă, știi, să stai în tranșee cu apă până la genunchi. Nu dăm pământ de ne, dar la vremurile astea de restricție șobolanii și jale, cu războiul la ușă, când mor oameni la foc automat, domnul Putin și-a schimbat amanta. Și-a lăsat gimnasta pentru nevasta unui parlamentar, pentru fata unui parlamentar. Măi, acum ce să zic? Nu te supăra. Mie asta îmi spune ceva despre starea despre de lucruri ce? De la Kremlin. Ar trebui să spună ceva în momentul în care... Nu, suntem mult după momentul ăla. Momentul în care, dacă vezi un om de 60 de ani care o arde cu o fată de, nu știu, 25-30, diferențe de astea enorme. Din start e o problemă. Tu ce faci cu ea? Deci tu o iei să o folosești. Corect. Sau ce faci, o crești? Păi dar și acum, adică pe bune. Deci când și-a lăsat nevasta pentru Alina Cabaeva sau cum o cheamă pe gimnasta lui, a fost în regulă. Acum nici asta nu mai e bun. Bine, și altcineva la rând. Dar la vreme de război de asta ți arde? Păi mă gândesc și eu așa. De la stres. De la stres. Băi, cred că are și niște stresuri. N-au bordeluri la Moscova? Ce să aibă? Bordeluri. N-au? Mă, iarăși cu mersul ăsta la bordel. Poate că nu e chiar mai muță să se ducă la bordel. A, da. Că mai e și chestia asta. Poate că, și oricum, are oameni după el care îi
îi au grijă să nu lase fecale prin veciul. Ce vorbim de Boulder? Crezi că se duce, crezi că are tupeu să ducă la bursă? E complicat. În momentul în care ești așa de special, totul devine foarte complicat. Nu, dar mă gândesc că dacă totuși ți-e mintea dusă, sunt locuri speciale pentru lideri speciali. Dar nu e vorba de bordel. Adică toată Rusia e un bordel, acum întrebați pe mine. Mă rog, există și excepții, dar Rusia în mare e un bordel. E de groază ce e acolo. Deci eu când răspunderea pe care are un șef de stat în situația asta... Problema e că... El ar trebui să nu mai doarmă noaptea când știe când cât și cum se moare din ar cauza lui. Ar trebui să doarmă noaptea, numai să nu facă tâmpenii, să intre peste, să nu intre peste țările altora, că nu sale lui. Păi da, o să mai intre, stai liniștit. Acum vrea să intre peste Moldova, ai văzut ce a zis lui Zaharova, asta e foarte interesant, asta e, deja e, dacă nu te enervează asta, înseamnă că nu te enervează nimic. Deci ce a zis Zaharova prin ea, a zis Putin ce a zis, pentru Maia Sandu, este ce i-a zis Putin lui Zelenski înainte de izbucnirea războiului. Dacă ai găsit-o, poți să citezi. În ceea ce o privește pe Maia Sandu, cred că acest lucru e comparabil cu experimentele celui de-al treilea Reich. Numai atunci și acolo a experimentat cu naționalitatea oamenilor. Da? Cu limba lor. Tembela asta de, cum o cheamă, Zaharova. Da, e nazistă Maia permis, Sandu. De Maia Sandu, amârtă, mică așa, e nazistă. E nazistă rău, măi, dacă se vede pe fața ei, trebuie să-și lase și o mustață așa, că mică e, știi? Propaganda de la Moscova, reluată de imbecini mulți în România, spun așa, e amanta lui George Soros. Așa, lui Soros Junior. Da, ca să vedeți, ca să vedeți. Bineînțeles, putea să fie, nu știu, eu, mă rog, în sfârșit, nici nu vreau să vorbesc despre Maia Sandu, nici în grupă, pentru că o stimez. Nu vreau să vorbesc și o stimez. Vreau să spun ce sunt în stare să spună băieții ăștia. O fac nazistă pe e nazistă, pe e în toate Sandu. Felurile. Acum, să știi că ei, Zaharova, și-a permis să spună, bine, femeia e, încă o dată, există interviuri pe YouTube, dacă vă uitați, luați-o cu, să zic, vodka. Lămâie, că vodka lămâie. Merge. Nu, pentru și că e o femeie pe care eu o consider discreditată, nici n-a trebuit numită femeie. Nu vreau să intru acolo. Că nu ne mai oprim și nu-mi face plăcere. Felul în care râde, felul în care se poartă, este pur și simplu nu inoportună și dezagreabilă. Are ceva fetid în felul de a, în vorbele, cele mai mici vorbe pe care le scoate. Înțelegi? Se vede, iese mizeria din ea cum deschide gura sau cască ochii mai tare. Sau dă din mâini. Lasă dâre de karmă pe lângă ea. În sfârșit. Așa au făcut toți. Da? Mm-hmm. Așa au făcut cu Georgia. Da? Da. Georgienii ăia din Osetii, nu, domne, ăia vorbeau rusă, aveau pașapoarte rusești, că le dăduse Putin. Dar după ce a plecat de la București, după ce a plecat de la București în 2008, și-a început să toarne pașapoarte în Osetii. Mm-hmm. Așa, pe on the double, la două săptămâni bucată. Da? Te duceai acolo și îți dădeau. Hai, ia tătuș, bagă. De ce? Pentru că veni să vă violăm nevestele după asta. Ok? Că aia e. Și voi sunteți cu Maica Rusie, da? Bun. Ăștia sunt oamenii. Mm-hmm. Ce poți să speri de la ei? Ce să scoți de la femeia asta? Îți dai că ăștia sunt o rușine pentru toată planeta aia? Mai mare rușine decât ăștia și infectul ăla nord-corean, gras ca un porc, care patronează o nație de flămânzi, da? Cât de... Îți dai seama? Ce hal? Cu unde e mă sacrificiul tău? Ea mor de foame și tu ești gras ca un porc, de-abia te mai încap haine. Deci în afară de pacosele astea două, e doar China mai nasoală, care ne omoară pe noi, ne scot organele pe viu și le vând. Că vorba aia, pe bani, tovarăși, nu? Corect. Deci mai mari rușini decât astea nu sunt. Ok? Nu sunt. Da? Ăștia sunt. Și o amenință pe Maia. Că... Vine Zaharova și spune că limba moldovenească era mai veche decât limba română. A zis asta. Așa, a zis. Înțeleg. Dar Zaharova își poate permite orice. Ce, bineînțeles. Asta e una dintre... Cum își permite și șoacă la noi. E sfidarea, știi? Mm. Sfidarea. Pentru că tu când te duci acolo, zici, practic, Dumnezeu e cine vreau eu să fie. Mi-e permis orice. Asta e bine dacă nu zici Dumnezeu sunt eu. Practic asta zici. Asta e. Dar dacă nu spui chiar explicit, asta vreau să zic. De ce vin și spun nu, eu. Că în subsidiar eu sunt stăpânul și fac ce vreau. Și rachetele nucleare pe care le avem. Cum am văzut o luare de poziție a ministrului de externe maghiar. Nu e singura stupizenie pe care o spune omul ăla. Ok.
O putere nucleară nu poate, nu poate fi învinsă. Învins, am văzut. Și e un motiv tocător de carne, motiv e un abator carne, în Ucraina. Da. Nu, asta e. În primul rând că nu trebuie să învingi. Vezi că aici, vezi cum o bagă foarte, da. Sunt foarte, foarte abili. De-aia o grămadă de lume patinează. Ministerul de Externe ungar, din punctul meu de vedere, este unul dintre cele mai profesioniste din lume. Toxic profesioniste. N-a zis nimeni că-s buni. Ei zic așa. De partea răului, dar sunt minți luminate de partea răului. Hai să vedem unde e gândacul, unde apare cancerul. Cancerul apare în acea frază. În momentul în care zici, să nu învingem. Ea nu trebuie învinsă. Ea trebuie dată afară din Ucraina, unde a intrat, să invadeze. Nu, problema trebuie respins atacul, nu învinsă Rusia. Nu, ei au fost așa. Nu vrea nimeni să învingă Rusia. Știi cum sunt ungurii? Ei chiar gândesc o putere nucleară, nu ai cum să o dai după tușă, că oricând îți poate da cu bombardea, motiv pentru care s-au situat alături de ea Sinecvanon. Ungurii s-au situat alături de ea din 1919, când le-am băgat noi democrația la loc în cap. Și bine am făcut. Mai bine nu făcea. Prezan a făcut-o. Măi, nu, că dacă nu o făcea era mai prost. De-aia ne-a și luat-o un fiorător în momentul în care au venit bolșevicii peste noi. Ne-am luat-o. Nu, Rusia n-a iertat niciodată. N-a iertat niciodată ce se năștea. Închipuiesc tu că România, aia dintre războaie, era avansat, progresa. Da. Marea Neagră nu mai era lac rusesc acum. Da, au avut grijă. Au trimis două divizii care au făcut praf România și știm deci, bine asta. Băieții ăia care se numeau Marea Britanie și Franța, care ne susțineau pe noi împotriva tuturor măgarilor ăstora de pe în zonă, știau ce fac. Numai că planul s-a dus de râpă la un moment dat. Foarte prost. Pentru noi toți. Ce să faci? Ăștia suntem. Dar măcar să știm ce am fi putut deveni. Da. Că am fi putut deveni niște lucruri. Acum cărăm porci pentru niște băieți așa, Pânteleorman, și le ținem... o să fie bine. Nu. O să fie foarte bine. Asta e la capitolul. Trece unul granița cu pașaportul unei rude mult mai tinere și nu-l vede nimeni. La categoria te cheamă, ești ginele unui fost ministru ceaușist și scap nevătămat și primești o moșie înapoi. La categoria câte, până mâine dimineață îți înșir. Astea sunt diverse modalități. Și de... numai ce știi tu? Da, eu știu foarte puțin. Era un șef de serviciu secret, era acreditată pe vremea aia și a zis, Doamne ferește să ai acces real la informație, cât avem noi, că Doamne ferește. Închipuiesc și știu puțin. Închipuiesc tu acum că zaci pe toate informațiile alea, știi ce faci? E atât de copleșitor încât... Eu aseară m-am enervat pe Tisa, ai văzut ce ți-am invadat Messenger-ul? Vorbim de el. Deci m-am enervat pe Adrian Tis de numai. O să-i fac o emisiune numai când. Ai 20 de minute, da, nici n-apuc să deschid gura. Da, cred că joi ar trebui să-l luăm să-l facem. Nici n-apuc să deschid gura, pentru că... Hai să-l facem, facem emisiune despre el și cu joi. Filimon, Dan Filimon, că n-am uitat, n-am rămas atât. Omul care a fugit cu cheia în munci? Da, aștept că suntem în campanie, nu la asta, că acolo e bătălia mare, asta e joacă ce se întâmplă acum. Nu l-am uitat nici pe domnul Ciolacu, nu l-am uitat nici pe Dan Filimon și nu o să-l ui nici pe Adrian Tis, dar nu o să-l ui deloc. Foarte ciudat. Că... Omul ăla nu seamănă la nimic. A nimic. Și trebuie să detectăm, că am avut răbdare să scot cam tot ce se știe despre el, ce mai știam eu, ce mai știau și alții, și să pun cap la cap și să nu-i găsesc un tătic. Îl pot bănui. Dar așa de mulți tătici puternici în preajmă și oameni care sunt atât de contradictorii. Nu și... sunt contradictorii, sunt cu Rusia toți. Sunt cu Rusia toți, dar sunt dușmani între ei. Pe felia românească. Dar toți răspund la comenzile Moscovei. Deci știți, n-are cum să fie decât promoscovit. Asta e clar. Dar o să discutăm asta, pentru că a fost lângă fiecare putere post decembristă. La 24 de ani să te ia Iliescu consilier în 2001, de ce? De ce? Ce te recomanda? Ca pe Șoșoacă pe vremuri. Șoșoacă, asta am vrut. Vocea și talentul. Yes. Nu? Numai că l-a rămas în umbră și Șoșoacă ești în față să țipe, dar este același a luat tată. Puși în piață să facă ce știu mai bine. Știi când crezi, când vrei să strângi ceva în plasă, știi? Tu când arunci o plasă așa și zici, băi, în lacul ăsta al meu au crescut niște șopăle, nu știu ce dracu să ăștia pe aici, nu știu, dar... Știi? Și zici așa, dacă arunci așa o plasă și doar aia, ești prost.
Pentru că întotdeauna unii ori să zică, nu, 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 noi suntem mai deștepți, stăm în afară. Și atunci știi ce faci? Creezi două capete pe vulturul ăla, știi? Și le faci aparent să se lupte între ele, dar de fapt să fie același balaur. Nu se luptă, normal. Și atunci de-aia, uite, de exemplu, dau un exemplu. Dați-ne și nouă poza cu Nemo, vă rog. Aha. Nemo. Nu putem să discutăm despre Nemo aici, că nu se poate. Te doare capul. Discutăm de Capitanul Nemo sau nu, de Nemo ăla? Nu, Nemo ăla mic. Ăsta mic. Oh. Da, deci ăsta, ce vrea să spună Europa cu el? Habar n-am. Cum de-a votat Europa? Că știi că aici cu votul... Cine știe cum a votat Europa? Nebunilor. Da, a votat Europa, dar... Sau a votat cine numărat? Cum vorbea Stalin. Așa, dați-ne poza cealaltă cu Nemo. Nu, ăsta nu e Nemo. Ăsta nu e Nemo. Nu, dați-ne pe primul Nemo. A fost o greșeală de regie ceva. Scuzați. Nemo. Ia bun. Eu și să răcesc, da, la așa. Treaba cu Nemo e în felul următor. Dacă Europa nu mai are de spus în materie de muzică pop, care oricum e o invenție ciudată, nu intrăm acolo, că o să zică lumea că m-am luat cu prafurile și eu ca... Doamne, primarii noștri. Dacă Europa nu poate să mai zică decât așa ceva, noi, în primul rând că noi nu ne-am dat seama de gravitatea poveștii femeii cu barbă. Pe aia a fost rău. Aia a fost acum 2 ani, 3 ani. A, mai mult. Acum 4 ani a fost COVID-ul. Stai liniștit. Am uitat și de aproape 5. Aia a fost mult mai de mult decât știi tu. Da. Timpul al trece cu totul diferit. În sfârșit, de cum gândim noi. Care gândim încet așa, ardelenește. Deci, bun. Și atunci ei vin și zic așa. Overlordii galactici, dar ăia pe negru. Zic așa. Bun. Creăm o parte. Creăm o chestie de care o să se sperie și o să invalideze o grămadă de oameni, care o să se refugieze în partea cealaltă a balaurului, care invalidează și sperie alți oameni. Și pentru că în felul ăsta nici măcar nu putem crea un consens, știi? Toată lumea se va îmbrăjbi cu toată lumea degeaba, da? Pentru că acest balaur are foarte multe capete. Dragă, România, știi? A fost una dintre precursoarele genului ăsta de lucrătură. Amintește-ți alegerile din 2000, da? Cu Iliescu Vadim. Da. Da? La noi... Acum repetă mulți alții această soluție. La noi procedeul ăsta este... în sânge, ca să zic, în sângele lor de psihopați. Că de acolo îți dau un bau-bau să te sparie și să mă legitimeze și pe mine, să mă facă gentil om. Și toată lumea își pune gentil speranța în oameni. Da. Nu știu că care oameni? În oameni, în oameni. Păi, nu știu, în Donald Trump, în Caivers pe pereți, Doamne, în Tis, în Ciolacu, în Iohannis. Tătuți, salvatori, era să zic Edus. Dănicușor, da, am văzut că să ia nu numai Newsweek și Isteria Negra așa, la Mălu Constant, și să coaguleze și cu Isaila pe lângă el și cu alții. Păi normal. Da, de ce să nu se coaguleze? Isaila, tocmai acum, taman în campanie, într-o vreme, el și Silviu Sergiu dansau cu domnul Paraschiv, dezertat din armată, plecat, dat afară, tralala. Și acum pe site-ul lui Silviu Sergiu scrie nici mai mult, nici mai puțin decât domnul Paraschiv i-a dat o tribună să povestească ce trădător era Băsescu. Silviu Sergiu a uitat că este interfața pentru România a lui Mircea Geană și a băgat toți jurnaliștii acolo la grămadă și ne trimite știri în fiecare zi. Adică el chiar mizează pe bunul nostru, simți că nu spunem, bă, băiatule, tu ești consultant politic. Nu mai fă pe gazetarul, că nu mai ești. Ori. Demisionează dacă vrei să fii consultant politic. Nu te obligă nimeni să stai cu... Da, trebuie să-și facă alegerile. Cu legitimație de presă și cu... Eu când am plecat din presă, am demisionat și am făcut 2 ani consultanță media. Dar n-am stat și redactor șef ajuns la România Liberă. Nu se face așa ceva. Te duci acasă, tată, îți dai demisia și apucă-te, crești castraveți, consulți politicieni, faci ce vrei. Asta e România. Păi, ca să spun cum se mișcă lucrurile, ia un minut că e știre de ultimă oră. Pleacă Adriana Duțulescu de la Digi24, se întoarce la Intact. Deci Intactul, eu ce să înțeleg? Am promutat-o pentru Digi că a fost nevoie și o dă înapoi. Da?
Și vine Dan Marinescu, l-a dat afară pe vizita da, lui... Adevărul. Da, dacă îți aduce aminte, lui Steve Bannon. Știi, când cu interviul ăla epocal. Da. Vine Dan Marinescu de la Adevăr. Da, sau cu Roger Stone, da. De la Burci, omul Burci. Vine să, că vine în an electoral, că se, eu repet. Se cheamă rotația cadrelor. Păi se cheamă rotația cadrelor, se cheamă și Marea Mârșăvie să pui alegerile în septembrie, că ai campanie electorală în august, când toată lumea e în concediu. Poți să faci dezvăluire lui Pește Prăjit, că ăla este la Tata Mare, la Maiorca, în Bali, în mai știu eu pe unde, și nu mai vede nimic. Tu vorbești singur și în septembrie vii și îi chem la vot, habar n-au ce s-a întâmplat în țară. Dar interesează? Nu, să voteze și politici, și președintele și o bucată de parlament, să voteze de toate, la vot cu voi. După ce v-am pus alegeri cu campanie electorală în vară. Asta e. Și dacă le spui acum oamenilor, oricum nu sunt atenți, pentru că oricum cantitatea de informație care vine peste ei este imensă și ce vine cel mai tare peste ei este frica de război. Asta nu vrea să recunoască lumea. Nu știu, și propaganda vine. Păi propaganda vine și spune o să vină nucleara, o să vă... Îi spală pe creier de 30 de ani într-una zi de zi. Ce zice Zaharova, ce zice Lavrov, ce zice Patrușev, sunt moriști în România care le împrăștie și le rostogolesc și oamenii chiar cred în toate amenințările alea. Una mai gogonată decât alta. Deși, dacă Doamne ferește... cuceresc Odessa și ajung rușii la gurile Dunării și blochează comerțul cu cereale al Ucrainei, Ucraina e mâncată. Și atunci, la gurile Dunării fiind, înghit Transnistria în doi timp și trei mișcări. Și se joacă cu Moldova, Cazacioc joacă. Stai un pic, nu stai plan. Eu zic, speram să ne ajungă la Odessa. Sunt. Ca să poată... 10 generali americani care zbiară odată la două săptămâni. Că, știu, băi, dar eu vezi copil naiv încă mai speram că nu se ajunge. Nu. Așa cu ușurință. Deci oamenii ăștia au dat Vietnam. Două lucruri ar trebui apărate de către occidentali cu dinții. Și când am spus occidentali, o clipă, am spus și America și Europa. Kievul și Odessa. Sunt două zone care nu trebuie scutite. Kissinger a dat Asia de Est comuniștilor ruși și chinezi pe nimic? Da, înțeleg. Înțeleg că, din păcate, tocmai ce își publică... A luat și un premiu Nobel pentru asta. Își publică Merkel memoriile. Da, așa se face. Și le distribuie în toate țările, inclusiv în România, în același timp. Și eu nu știu ce o să scrie acolo. O să povestească cât a greșit cu Putin? O să scrie că de fapt a fost bine ce a făcut. Da? Da, pentru că ăsta este, știi care e povestea? Unele lucruri nu se pot spune, asta e clar. Okay. Și Rufe Muldare are toată lumea. Da, sunt lucruri care se pot spune. Pe de altă parte, este acest obicei al oamenilor, al multora dintre noi, nu vrem să învățăm din greșeli și ajungem să ni le motivăm. Mm-hmm. Știi? Nu numai că nu vrem să le luăm în considerare, ajungem să le motivăm. Da? Ajungem să construim mental și în exercițiul ăla, fugind de realitate. Acolo ne desprindem. De fapt, ne justificăm mizerile. Acolo ne desprindem noi de realitate. Le legitimăm. Și începem să zicem, bă, nu, stai, că de fapt era un motiv. Ce motiv? Hai că scot eu unul acum. Și încep să confecționezi o realitate. Da. Care e falsă. Și să dai în cap cu ea la toată lumea. Da? Și eventual dacă te închizi din castel la tine acolo și nu mai știi și la revedere, dar nu, în cazul unei căsătorii, de exemplu, nu poți să te închizi, că ești în casă cu omul ăla și atunci începi să-l controlezi, că vrei să-l pui jos, să tacă. Pentru că ții de chestia aia, începi să investești într-o minciună. Și asemenea lui Putin, știi? A investit în minciunea că Ucraina l-a atacat. După care a trebuit să zică, bă, dacă vă mai aud că spuneți război, vă bag în pușcărie, că, ok, nu putem una fără altă. Dacă ne-am apucat să mințim și să omorâm, mergem până la capăt. Acum, eu, apropo de Rusia asta, sincer, eu cred că cineva pe sus, foarte pe sus, foarte, foarte pe sus, a hotărât să mai țină totuși ceva din bășica asta putredă. Pentru niște motive care chiar nu e cazul să fie discutate și nu e de groază. Dar... A decis. Acum, închipuiesc tu că primul lucru care, după părerea mea, sau nu primul lucru, dar unul din lucrurile pe care trebuie să le faci, e să iei briciul din mâna maimuței. Știi? Poți? Păi tu sau cum, eu nu putem. Și poate cred că nici Ciolacu nu poate, poate
domnul Klaus Iohannis, poate, că i-au dat premiu. Glumesc, evident. Amar. Nu, dar el poate. Da. Știi? Dacă zici tu. Nu e atât de ușor, dar cred că se poate. Și cred că războiul ăsta din Ucraina e partea acestui plan B. Sau C, nu știu. Știi? Că se putea și mai bine. Adrian, e o agitație pe glob maximă. Și cred că nu mă bag să traduc în niciun fel manifestațiile studențești de la facultăți de peste tot. Sunt foarte planificate. Asta vreau să spun. Țipă același lucru, au același pancarde, vorbesc de la din America. Adică, nu, dar și în Europa spun același lucru. Și acum, la Amsterdam, și la Rotterdam, și la Sorbona, și la... Lucru, spun același lucru și pentru că există platforme sociale care transmit lucrurile alea cu viteza sunetului. Nu? Și le preiau. Că lumea nu gândește. Lumea acționează emoțional, ia deciziile cu mai mult cu burta decât cu creierul. Adrian, câte probleme au fost pe lumea asta care ar fi reclamat acest tip de manifestare din partea tinerilor? Da și nu. Nu au fost probleme? Adică mie mi se pare că această cauză e supra-licitată. Mă, ți se pare, dar dacă vezi filmări de acolo, s-ar putea să nu mai crezi asta. Până la urmă, oamenii mor de foame. Da, dar... Trebuie să ne hotărâm ce facem. Vrem să nu vedem asemenea lucruri sau le permitem și atunci e cum e, știi? Ori așa, ori așa, nu merge în două sensuri. Că acum e în două sensuri. E când vrem noi, cum vrem noi. E același lucru ca Rwanda. E același lucru ca... Dar ce se întâmplă în Ucraina? În Ucraina moră ăia pe acolo, femeile alea vai de capul lor, oamenii ăia stau în tranșe. Mi-a luat vorba din gură, că am zis da și am rămas în aer. Și influencerii europeni fracamentă. Dar de ce nu iese lumea în stradă să țipe despre Putin? De ce țipă doar anti-Netanyahu? Putin ce are? Gâlci? Dar nu țipă numai anti-Netanyahu. Anti-Israel în genere. Se țipă și... Se țipă pe toate planurile. Problema e că toate datoriile... Universitățile americane, singura problemă pentru care se zbate lumea acum, sunt problemele din Gaza, dar nu cred că e atât de simplu Palestina. Cât pot fi discutate de pe o poziție de ar trebui, n-ar trebui să se întâmple așa ceva, nu. Dar am spus că n-ar trebui să se întâmple. Am spus că... Nu cred că vrem să începem. E prea mare mobilizarea, ca să fie foarte sinceră. E cam mare mobilizarea, da. Nu e numai din rețele sociale. Eu nu cred. Pe de altă parte... Cred, e și activism. Sunt palestinieni în America. Atât de mulți? Sunt palestinieni, sunt o grămadă. Sunt pakistanezi în America. În Canada a luat palestinieni după acorduri. Deci există lume și cel puțin Canada franceză e plină. Dacă suntem atât de morali și de civici și ne pasă de palestinieni de nu mai putem, de ce nu ne pasă și de ucrainieni? Eu asta întreb. Nu poți să pui nici problema așa. Cineva m-a întrebat pe mine la un moment dat, prostește, și era un prieten. Zice, mă, tu te-ai dus în China, ți-au luptat. Da, nu, că tu deja mergi pe finețul, ce vrei să spui. Nu, și m-a întrebat. Eu presupun că la care și din stradă n-are academia, nu știu care. Sunt niște oameni care au... Nu poți să gândești lucrurile în fel. Și mă întreabă, dar de ce nu-ți alegi tu o altă cauză? De exemplu, uite, mor 2000 de oameni călcați de mașină. Și am zis, mă, tu ești tâmpit. Că nu știam ce să-i spun la ceva. Am stat așa, m-am gândit o jumătate de minut, un minut e mult, te gândești un minut la... Bă, ce ai putea să-i spun ăsta? Că e tâmpit. Lucrurile alea, nu știu, le alegi cum știi. Sau te aleg ele pe tine, știi? Există multă propagandă. Există foarte multă propagandă israeliană în Statele Unite și, după părerea mea, o măsură sau consecința acestui lucru este că devine o lumea reacționează la propaganda. E antisemită. Hai să dăm pe aia dreapte. Nu, există mai foarte multă propagandă făcută de israelieni ca pentru a justifica lucrurile. Lucrurile sunt foarte complexe acolo. Nu vreau să mă bag, știi de ce? E ca și cum te-ai băga în România să spui, mă, cine? Ciolacu, PSD, hai să fii serioși, AUR, whatever. Și atunci, te urăsc și unii și alții.
aproape că nu mă interesează cine mă urăște. Păi nu, vrei să găsești când adevărul, de când o jumătate de planetă plânge doar Gaza și nu plânge și altceva, da, eu am semne de întrebare. Jumătate de planetă zici tu că e, eu nu zic că e jumătate de planetă. Cât universitățile de pe jumătate de planetă, corect? Sunt conduse de oameni de stânga. Da, sunt conduse de oameni de stânga și cei care țipă ce țipă, de ce culoare sunt? Nu sunt tot de stânga? Păi, de asta zic. Sunt conduse de oameni de stânga, există foarte multă dezinformare, există stereotyping și o care cum. În plus că situația e foarte ciudată acolo. Se omoară de câteva zeci de ani, bine, de tot, unii pe alții. Și se omoară unii pe alții. Nu omoară numai unii, omoară și ceilalți. Știi, revin la Iisus, se zice piatra cine n-a greșit. L-am auzit pe Erdogan spunând că acolo e o cauza rezistenței, justificând că el are 1000 de palestinieni pe care îi tratează în spitalele lui și spunând că Hamasul rezistă, e o mișcare de rezistență, nu e o mișcare teroristă. Păi nu, e o mișcare teroristă de rezistență. Firar, dar atunci la el în Turcia. E teroristă, în orice caz e teroristă. În Turcia, zona Kurdistanului, da? Pe cacao cum e? Ca să nu mor proastă. Da. Adică știi cum vorbești de funie în casă la spânzurat. Dar toată lumea are. Erdogan ar trebui să tacă până toată nu mai lumea, poate. Toată lumea are. N-ar trebui să tacă, pentru că toți avem scheleți în dulap, îmi place expresia, nu scheleți. Rezolvă-i pe ai tăi și după aceea păi, cum? Ești îndreptit să vorbești nu, de aia. Rezolvă scheleții pe tine. Deja am ajuns în stadiul unde noi nu mai putem să rezolvăm crizele. Ne rezolvă ele pe noi. Nu, nu e clară treaba asta? Începând cu cine vreți dumneavoastră, cu virusul din Wuhan până la pete solare și ce mai veni. Sunt de acord, dar atâta timp... Ne rezolvă ele pe noi. Atâta vreme... E ca un nod. Societatea acum... în mare. Și nu e vorba de societate, e vorba de toate influențele și toate datoriile pe care le-am făcut de-a lungul istoriei, ele se transformă într-un nod. Și nodul ăla știi ce face? El în principiu ar sta acolo, dar noi tragem fiecare de el. Și îl strângem pe toată lumea. Nu se desface, se strânge și ne sugrumă. Ca să reușești să faci ceva cu el, că e un nod imens. Trebuie să ai un arbitru care să-l desfacă, și aici e o mare problemă, că nimeni nu are încredere în niciun arbitru, de unde vine cu naveta, ce face? Odată, care să știe să-l desfacă și să poată să-l desfacă, pentru că acolo sunt crime, tătuță, nu joacă. Al doilea lucru e că toată lumea trebuie să stea cu mâinile sub fund și să zică, da, lasă că te prind eu pe tine, dar nu acum. Vedem cum rezolvăm. Pentru că în momentul în care vrei datoria aia, vrei să cașezi chestia, să-ți fie plătită, tu tragi de nodul ăla și când tragi de el, el se strânge și devine mai greu și mai complicat de strâns. E o poveste destul de complicată asta. Și nu e ceva pe care poate să rezolve vreun dobitoc de ăsta pe care niște amețiți l-au votat într-o duminică. No. Indiferent unde. Deci, indiferent dacă e vorba de Macron sau de vorbim de funiera în casă la spânzurați. Este cel mai important an electoral pentru tot globul. De-aia jumătate din națiuni de globului au alegeri și oricum cele mai importante au alegeri anul ăsta. Cele care fac, dacă putem spune, cărțile. Da? Asta e. Adică, nu știu, chiar nu știu cum o să fie. O să fie bine. Cum să fie? Citeam ceva și am... O să fie foarte bine, nu? Nu știi că o să fie foarte bine? O să fie minunat. O să vină la buriști în Marea Britanie? Nu știu dacă o să vină la buriști. Păi au fost alegeri locale și e la pământ conservatorismul. Dacă vin la buriști în Marea Britanie, chiar s-ar putea să fie prost. Asta s-ar putea să fie unul dintre cele mai ciudate lucruri. Bine, acum iarăși, Marea Britanie ea însă și într-o criză. Are un prim-ministru care nu e britanic. L-au pus acolo, whatever. Au un ministru al apărării care e David Cameron, care, omul care a organizat referendumul și care e super controversat. Și care a făcut acum o propunere de pace. A făcut o propunere, dar era clar de ce s-a dus. A șocat tot. Nu. S-a dus la Trump în aprilie sau nu știu când s-a dus. Și evident că s-a dus la Mar-a-Lago înainte să ajungă în Congres. Nu, dar acum s-a făcut public documentul. Deci s-a dus la Mar-a-Lago înainte să ajungă în Congresul american și acolo oamenii aia nu sunt. Nu știu, nu e ca la nunta aia din Teleorman, știi? Nu te duci la opoziție până înțelegi? Când ești invitat oficial. Mă, tu te duci în ordinea, ca zic așa, ierarhică, pentru că acolo lumea e atentă la detalii, nu? Ești încălțat, ți-ai schimbat ciorapii, de-astea. Bun.
ce gesturi faci, cum, ce fel, pentru că se cheamă că ești un om educat și atent la detalii. Așa sunt ei. Și bine că sunt așa. Mă rog, e și asta o... E o virtute așa acolo și ți se permite să fii atent. Noi nu putem să fim atenți la detalii. Noi suntem trași din fund și aruncați în viață. Asta e. Din bordei, ca zic așa, din fund. Da, bun. S-a dus acolo. Deci s-a dus acolo. De ce s-a dus acolo? Cine l-a trimis? Era oficial, da. Deci ai putea să spună că... Da, te-ai putea gândi că nu l-a trimis chiar... Suna ca și a zis, nu e al nostru. Suna ca a zis, ce putea să zică? Nu e treaba noastră, nu e poziția guvernului, nu știu nimic. Ideea e că s-a dus să negocieze despre Ucraina. Da. Întrebarea ar fi așa. O pace peste capul Ucrainei. De ce le pasă englezilor atât de tare de Ucraina? Ia să auzi. Yes. E o întrebare. Că s-au băgați cu arme și bagaje aici. Da. Mai băgați decât Franța și Germania, cred, parcă. Da. Nu mai știu cifrele, da. Oricum, așa au fost băgați foarte tare de la început. Britanii, există niște... Știi, țările nu sunt conduse atât de indivizi, cât de noțiunile fundamentale ale țărilor respective, știi? La noi e parșivenia, deci noi n-avem nicio treabă. Dar ei totuși au avut un imperiu, știi? Și e clar că imperiul ăla are și el. Când au dat, știi cum e, când au dat drumul, drepturile, la, când au dat drumul la imperiu, au zis, ce mă, vreți pământul înapoi? Da, ok, luați pământul, dar noi vă ținem bani. In the city of London. Și mă rog, au și ei interesele lor. Rusia... City-ul merge la fel de bine în continuare și lumea se încăpățânează să creadă că buletinul exact în materie de finanțe se dă pe Wall Street și nu e adevărat, s-a dat, se dă și se va da în city-ul londonez, oricum l-ar boteza ei și oricât l-ar camufla. E complicat. Asta e. Dragul Așa cum meu... cineva spunea că Imperiul Roman nu a murit, știi? Da. Ci s-a transformat într-o biserică. Normal. Știi ce zic? Normal că s-a transformat. Așa și cu cel britanic. S-a transformat într-o bancă. S-a camuflat într-o biserică. Totul s-a camuflat. S-a camuflat, da. E teoria. În sfârșit, hai să o lăsăm aici. Eu un român pe nume Ioan Petru Culianu, care a luat un glonț în ceafă. Și lumea nu știe de ce l-a luat. Lumea arată cu degetul spre un general Sie. Arată pe unde vrea, nu e acolo. Ioan Petru Culianu s-a dus într-o zonă în care Patapievici are o carte, un exclus la povestea asta superb și spune că nu e singurul omorât de operă. Există niște linii roșii ale universului de data asta pe care nu poți să le calci. Când ne calci-o ei. Nu contează care-i calea aleasă care te oprește. Dar o pățești. E unul dintre personaje. Apropo de linii roșii și lucruri care se fac. Uite, mai avem 2 minute și m-a întrebat cineva azi, ce se mai întâmplă în China? Ce se întâmplă în China? În China a început să vândă. Care are de bani să-și susțină de economia aia, în care nu prea mai crede lumea. În rest, un filmuleț, știi ce obligațiuni e obligațiuni de cât? 138 de miliarde, ceva. Da, 138 de miliarde de... Da. Dacă ne dați filmulețul, regia, mulțumesc, și montajul. Have you ever wondered what makes CCP leaders fear the most? These pictures may have the answer. Fără sunet. Deci, dați-mi și mie filmulețul fără sunet, că n-avem timp să mai stăm și după el și să o ascultăm și pe doamna aia, care oricum vorbește în engleză, că n-a reușit să o traduc. Deci dați-mi el fără sunet și lasă-ne pe noi să vorbim peste el, dacă poți. Te rog. Da. Până atunci, da. De ce se întâmplă în China? Nu se întâmplă mare lucru. A făcut un turneu prin Europa, cerând bani. Că mă întreba cineva, ce face? Ce să facă? Ce are bani? Da. Că nu mai are. China nu e așa de... Sunt bani, dar se învârt, nu? Păi, da, s-a bătut cu cărămida în piept că China investește. Așa a zis. Da. Uite, fii atent aici. E foarte interesant. La întâlnirea asta din februarie, dacă te uiți foarte atent, o să observi pe acolo, de cum ne spune moderatoarea, că există niște lume și Xi Jinping în mijloc și lângă el niște mese. Și la mesele respective rotunde, din apropierea mesei lui, erau niște băieți tunși scurt, care în timp ce ăsta vorbea, ei se uitau cu spatele la el și cu fața la băieții ăia care erau așezați la celelalte mese. Înțelegi? Adică vorbea și Xi Jinping singur.
Adică toată lumea se uita, toți oficialii de rang înalt se uitau la Xi Jinping respectoși și așa, că acolo nu faci gafe, că nu ești prost, că ajungi la pârnaie. Da, aia cu... Da, băieții, cu spatele, nu, băieții da. Se, n-aveau nicio treabă cu Xi Jinping, pentru că erau puși acolo să intimideze pe flăcăi. Da? Foarte interesantă povestea, care spune multe despre asta. Era o reuniune de nivel înalt. Știi, să pui oamenii aia ostentativ, niște tineri, ăștia sunt toți trecuți de, nu știu, câți ori aveau, 60 și ceva de ani, mulți dintre ei, să pui niște tineri îmbrăcați în costume și tunși scurtuți așa, oarecum musculoși, care se uită încruntați la tine în timp ce te studiază, știi, să nu cumva să faci vreo mișcare. Ce mișcare ai putea să faci? Să-ți scoți bazuca, să-l împuși pe Xi Jinping? Ce faci? Ai ceva? Ai veste? Că e clar că acolo... Să știi că are un editorial Wall Street Journal în care spune foarte clar că vizita a fost un fiasco, de fapt. Bineînțeles că a fost. Și că n-a obținut absolut nimic ce era, și-a propus. Da, nu știu, și imagina ceva că să câștige ce praful după tomă. Lumea nu are bani de băgat în China. Lumea are, dacă vor să facă ceva acolo, vrei să bani. Te uiți în presa românească să vezi câte o sanale, cu câtă nostalgie și părere de rău vorbesc câte unii, cum că vai, s-au zis la sârbi și la unguri și le aduce miliarde și găina cu pui de aur și nouă nimic. Da, nu știu cine, îmi dăduse un film, adică, apropo de asta. Adică s-a atâta de tâmpiți încât chiar cred că s-a întâmplat Mihail ceva. Mihail a comis-o, nu, nici nu vreau să mă uit acum. Cine, Mihail Neamțu? Da, există un singur Mihail în România. Altfel nu, sunt nerespectoasă. Restul tot Mihail, ăla e Mihail. Mă rog, nu, și nu e, era un titlu Mihail Câine de Circ, dar nu e vorba de asta. E alt Mihail, el însuși. Dragule, am văzut astăzi un film și nu e trucaj, nu e inteligență artificială, un câine care face respirație artificială stăpânului lui. Nu te mai uita pe Facebook, că sunt toate prostiile și pe Facebook-ul ăla. Mai bine jos cu pălăria pentru un câine care... Mai bine trebuie la pisici decât la câini, părerea mea. Care face respirație artificială. Că pisicile nu fac nimic. Nu, nu mă pot uita la pisici, nu mai plac de mult. 907 și vă lăsăm aici, în compania... pe care o aveți și în care cum fiecare cum căsuța poate. Lui căsuța noastră. Și ne vedem joi la o emisiune despre TIS, unde Nicoleta Savin o să vină în armată cu o să vin pentru un că... cuțit de bucătărie foarte bond și nu, o lingură de lemn. Da, băietul ăsta e cu toată lumea, ca și Dan Filimon cu toată lumea. Oamenii ăștia care sunt cu toată lumea flexibili, cameleonici, mă scot din pepeni și pe fruntea lor scrie un singur lucru, secu. Așa nu știu că... ce secu, nu e nicio vorbă de nu, nu secu. Securitate nu există? Păi ăsta, copilul ăsta, e, nu pot zic că e securitate, că avea, se ștergea la nas. Pe da, născut în 77. Avea ani puțin la Revoluție. Da. 12 ani. Da. Ce secu? Da, nu vedem. E vorba că e secu sau nu e secu. Stai. Nu numai securitatea română a fost. Stai că securitatea română... Nu, că nu, e și ea cameleon, s-a redenumit, dar tot ea e. Dar e adoptat de cineva de la secu. Eu asta vreau să spun, e amprenta cuiva. Sunt niște creații. Ți-am zis că creatorul doamnei Șoșoacă tocmai ce a murit. Da? Bine, așa și pe tatăl lui Adrian Sârbu l-au găsit înjunghiat în baie. Da, astăzi. 95 de ani? 95 de ani. Ce căuta înjunghiat în baie? Habar n-am. Și era bolnav de cancer. Bine, asta poate că... Nu, dar înjunghiat în, nu în baie, bucătărie. L-a găsit menajera. E foarte scurtă știrea, e pe surse. L-a găsit menajera și s-a deschis o anchetă. E clar că nu s-a auto-înjunghiat. Ceva s-a întâmplat acolo. Știi cum și era? Și n-a căzut în cuțit. Era pe vremuri, prin 2014, uite, iată că deja sunt 10 ani de atunci, începuseră să se împuște bancherii, știi? Ba că dau după ca, după blocuri. A fost o criză a bancherilor în toată Europa. 40 de oameni a numărat eu, că mă și plictisem. În toată Europa de vest. Și traduceam articole, nu venea să cred. Unul dintre ei s-a împușcat în garaj, asta nu o să uit niciodată. Se împușcase în garaj cu pistolul de cucuie, de aer comprimat, de 8 ori. Înțelegi? Deci nu-și găsea inima, nu știu ce, înțelegi? Deci tu te pui, închipuiești știre, zici că e în Rusia, dar era în America. No. Treci în garaj și iei pistolul cu aer comprimat cu cuie și începi să dai în tine cu cuie. Dar câte cuie crezi că poți să bagi în tine până pleci? Sau până renunți, știi? 8 cuie? Bagi 8 cuie? Există așa ceva? Te poți sinucide așa? Stând cu fundul pe grătarul încins? Nu cred. No. Dar iată-ne că suntem în epoca post-adevărului, cum le place nesimțiților ăstora să vorbească și fără să spună nimic adevărat în orice caz. Toate bune vă dorim! Pe joi!